Salutare iepurașilor, a trecut ceva timp, așa că astăzi revenim cu un mic material, un mic tutorial și după ce am vorbit înainte despre toate elementele componente, adică importanța prizei pe arc, importanța ancorei, importanța posturii, încercăm astăzi să le încorporăm și să facem întreg procesul tragerii, să facem un mic tutorial despre chestia asta. Și așa cum am mai explicat, începem cu postura orientată relativ la țintă, da? O postură ușor deschisă. Îți iei săgeata din tolbă de unde o ai, pe spate, pe șold, pe arc, unde o ai. Și procesul de execuție în sine, trebuie să ai grijă foarte mare la mușchii pe care îi folosești atunci când întinzi coarda. Și aici este mult mai simplu decât pare. Nu folosești bicepsul, nu folosești alți mușchi, nu te dai pe spate cu corpul. Fiind la paralel aici, la drept cu solul, e ca și cum ai încerca să lovești pe cineva aflat în spatele tău, în dreapta ta, să lovești cu cotul. Asta este grupa de mușchi care lucrează. Vedeți că antebrațul meu rămâne la același unghi aici, da? Doar lovesc cu cotul pe cineva în spate. Asta este mișcarea pe care o folosești, sau grupa de mușchi pe care o folosești atunci când întinzi de coardă. Și cam așa arată. Avem priza deschisă, ca să nu torsionăm. Am apucat coarda de la punctul la care dorim să o întindem. Avem postura corectă. Am întins, am ajuns la ancoră și am eliberat. Cam așa arată un proces de tragere corect. Și acum descompunem un pic în părțile componente și vorbim și de câteva tipsuri gratis, așa, bonus de 1 mai, pe care să le folosești ca să obosești mai puțin sau ca să te poți antrena mai mult sau ca să poți trage niște sute de săgeți într-un concurs care durează o zi întreagă și așa mai departe. Și primul tip sau primul indiciu, primul ajutor pe care îl ai este legat de punctul la care începi, punctul de unde începi procesul tragerii. Nu ești la drept, da? Nu ții săgeata mereu pe țintă și încerci să-l întinzi de aici, deși ai putea, teoretic, dar trebuie să o formă foarte strictă, trebuie niște mușchi ai spatelui foarte puternici ca să poți să te străduiești să ții din prima secundă vârful săgeții pe țintă, da? Și atunci te duci un pic mai sus. Și când ai venit de aici de sus, ai mult mai multă forță să te așezi pe poziția unde trebuie, da? Deci când față de ăsta unde te străduiești să-l duci corect, e ca la sală. Una e să faci niște respectări stricte așa și după aia să te oprești să zici nu mai fac, că nu mai respect forma. Nu, dacă vrei să evoluezi în mușchi, faci până la epuizare. Dar aici e vorba de un mic trișat. Și atunci începi un pic mai de sus. Dacă nu mă înșel, și eu aia pe la Olimpic i-am văzut pe câțiva că practică chestia asta. Începi un pic mai de sus, te duci și ai tras. Și aici am exagerat un pic și eliberarea, ca să vedeți că atunci când eliberezi din cauza tensiunii sau datorită tensiunii, mâna nu se duce în față, nu se duce spre tine, se duce undeva în spate, în continuarea mișcării atunci când dai drumul corzii. Cam așa ar trebui să arate o eliberare, să se ducă mâna un pic în spate. Eu am exacerbat-o acolo ca să vedeți, să băgați de seamă la mișcare. Al doilea tips e legat de ancoră și de, mai ales de modul cum ajungi la ancoră. În sensul că n-am plecat de aici și mă opresc aici. Da? Deci nu mă opresc strict acolo și pur mă încerc să o trag prin clichet, prin dispozitivul ăla pe care l-au ea la Olimpic. Pentru că îți consum foarte multă energie și petreci foarte mult timp încordat la maxim încercând să nimerești. Și atunci mă duc până unde îmi permite anatomia, până la capătul cursei cu mușchiul, da? Mă duc până aici și după care vin la ancoră, da? Deci mă duc până în spate, după care vin la ancoră și atunci o trag ușor în spate. Mâna, încep din nou să trag în spate. Pe mine, personal, chestia asta m-a ajutat foarte mult și să întind arcuri foarte puternice și să nu obosesc în concursurile foarte lungi. Te ajută foarte mult că pleci de sus și că te duci la ancoră și vii de undeva de aici. Chestiile astea două te ajută foarte mult. Al treilea aspect, ăsta nu e un tip pentru că e foarte bine cunoscut în sport, e legat de temporizarea procesului.
trebuie teoretic să ai cam același timp la execuție la fiecare săgeată. Indiferent că ținta se află la 10 metri sau la 40-50 de metri. Și aici e o greșeală pe care mulți începători o fac. Cu cât ținta e mai la distanță mai mare, cu atât petrec mai mult timp în procesul tragerii și se străduiesc cât mai mult timp să țină pinul sau să țină ținta exact unde trebuie. Și chestia asta, paradoxal, te face să obții punctaje mult mai mici, te face să ratezi mult mai mult. Pentru că fiecare secundă petrecută aici, în maximă tensiune, e o secundă pierdută, pentru că începi să tremuri, începi să te deconcentrezi, corpul obosește și dacă nu respecti un timing, indiferent de distanța la țintă, distanța până la țintă, nu ai decât de pierdut. Deci, indiferent la ce distanță se află ținta, ăsta îmi este procesul tragerii. Când te afli la distanțe mai mari, judeci dinainte. Nu te apuci în timp ce ești aici să te gândești, oare trebuie să o dau mai sus, oare trebuie să o las puțin mai jos, oare trebuie să... Sau, alt indiciu pe care să-l folosești, folosește-ar cu gol, fără să-l întinzi. Și estimezi, bă, cam acolo trebuie să-mi vină mușchiul. Memorezi cumva poziția aia și când te duci, te duci fluid. Și ăsta e alt indiciu. Trebuie să petreci cât mai puțin timp la ancoră și cât mai puțin timp, gândiți-vă la efortul necesar de a întinde așa, cu viteza asta, da? Și efortul necesar de a întinde fluid. Nu te grăbi, nu e o alergare, dar întinde fluid. Și i-ai dat drumul și s-a dus exact unde trebuie. Uite, mai am ținut strict săgețile, deși vorbesc cu voi aici, nu trag la precizii. Cam despre asta e vorba. Deci timingul, mușchiul potrivit, postura și nu te grăbi, dar nici nu petrece. Când îi văd, mai ales, bine, nu neapărat începători, oamenii de la compound. Și acolo se înțelege cumva, pentru că trebuie să pui pinul ăla, e floating ăla, eu exagerez acum. E floating-ul ăla de a pune pinul exact unde trebuie. Gândește că la compound ei stau fără tensiune aici. Au let-off-ul de 80-90% și doare la bască. Stau aici și sparg semințe. Știi? Dar tu având recurve, ia uite unde atacă fazani. Tu având recurve, nu-ți permiți să petreci prea mult timp aici. Și trebuie să fie fluid. Uite cum, cât de frumos se duc. Cam despre asta e vorba în procesul tragerii. E vorba de mult antrenament, de multă fluiditate, de a te gândi dinainte ce ai de făcut, nu în timpul. Dacă ajungi aici sau așa și vezi că ceva nu e în regulă, te-ai oprit. Nu te încăpățâne să continui, pentru că n-ai decât de pierdut. Nu te descalifică nimeni dacă te oprești din procesul tragerii, da? Sau nu ți îmbunătățește nimeni punctajul. Simți că ceva nu e în regulă, te oprești și de la capăt. Nu stai aici să rezolvi ecuații diferențiale, să zici, bă, trebuie mai încolo, cum să o dau, mă, tată? Nu. În momentul în care te-ai hotărât, la mine, nu știu, e un proces mai ciudat, bine, și eu sunt mai ciudat, dar trecem peste. În momentul în care am început procesul, poate să tragă cutunul, uite, poate să intre ăsta cu mașina, că mă doare la bască. În momentul în care robotul e setat și a pus mâna aici, nu mă mai poate opri nimic. Poate doar dacă aud ceva în regulă cu arcul, că scârție. Poate doar dacă mi se pare că e ceva în regulă cu săgeata. Atunci da, mă opresc pentru că mă pun în pericol pe mine și eventual pe cei din jur. Dar îți faci un proces mental și în momentul în care ai pornit, ai apăsat butonașul, nu te mai oprești. Simplu. Dacă aveți întrebări, dacă aveți sugestii, dacă e ceva ce am uitat eu să spun astăzi, băgați acolo la comentarii și discutăm. Hai, sănătate!